Salutare, dragii mei, eu sunt Sorin Stratulat. Nu e nicio problemă dacă nu știți asta încă, o să ne împrietenim pe parcurs și împreună cu colegii mei de la revista Glamour ne-am propus să facem curățenie în tot ceea ce înseamnă îngrijirea și frumusețea masculină. Da, pentru că să știți că și noi avem voie să fim frumoși, nu înseamnă că suntem mai sensibili și mai efeminați, înseamnă că pur și simplu avem grijă de noi. Astăzi o să discutăm despre ceea ce facem greșit în mod normal. Mi-am propus 5 lucruri pe care sunt convins că nu le faceți așa cum trebuie și sper să aveți răbdarea să stați cu mine și să aflați pe rând care sunt aceste 5 lucruri. Primul, o să vă dau direct la glezne, este ceva ce faceți în mod sigur greșit și îl faceți destul de des, și anume spălatul pe cap. Nu vă mai spălați pe cap, glumesc, spălați-vă pe cap, asta este doar un concurs în România care se spală mai rar pe cap. Cred că avem, serios, nu cred că este mondial, nu cred că câștigăm nicio cupă, doar ne scade consumul de șampon, probabil, la statistică, acolo nu ieșim foarte, foarte bine. Părul trebuie spălat de câte ori este nevoie să fie spălat, nu trebuie să ne luăm după te speli o dată pe săptămână. Am depășit raționalizarea apei, slavă Domnului, curge la duș și apă caldă și apă rece, putem să ne spălăm cât de des vrem, însă contează cum facem acest lucru și de cele mai multe ori să știți că nu îl facem bine, pentru că nu avem milă deloc cu părul nostru și îl frecăm ca pe rufe să ne asigurăm că dragul de el îmi stric și freza de supărare, nu mai pot. Ne stricăm frezele, uite așa, instant, dar ne spălăm de cele mai multe ori greșit pe păr pentru că insistăm prea tare cu frecatul. Acum, foarte serios, părul atunci când este ud este mult mai sensibil și există un risc mult mai mare să-l rupem sau să îl stricăm pe termen lung. De asemenea, pune mult prea multă presiune pe folicul. Părul trebuie spălat cu calm, cu zen, faceți exerciții de respirație înainte, puneți șampon în palme, aplicați și masați cu mișcări circulare, foarte ușor, peste tot, pe unde e nevoie. Puteți să fiți energici, dar nu să frecați părul așa, în toate direcțiile. Unde mai puneți că vă și zgâriați pielea capului și după aia vă întrebați de ce apar cojițele. Păi ăsta este unul dintre motive, pentru că frecați mult prea puternic pielea respectivă. Încercați să faceți asta pe față, ca să vedeți cât de bine este și cât de roșii o să fiți și cât de mult sebum o să elimine fața ca să calmeze și să apere pielea. Asta se întâmplă și pe scalp, nu doar la nivelul pielii feței. Așa că aveți grijă când faceți acest lucru și clătiți foarte bine. Aveți răbdare, fraților, să clătiți părul, nu în 2 secunde. Un spălat corect pe cap ar trebui să dureze cam 5 minute la un păr ca al meu. Da? Pe ceași 5 minute, nu 5 minute din alea de care credeți voi. Da, chiar din alea cu câte 60 de secunde, da, întregi, pline, așa, și foarte, foarte hotărâte. Clătiți foarte bine și o să vedeți că în timp lucrurile o să se așeze mult mai bine. Unde mai pui că ar trebui să și repetați câte o mantră din asta pentru folicule, rămâi cu mine, rămâi cu mine, rămâi cu mine, rămâi cu mine, ca să ne asigurăm că l-avem până la adânci bătrânețe. Al doilea lucru pe care îl facem de cele mai multe ori greșit este acordul între tunsoare și forma feței. Am mai discutat deja despre asta, dar să știți că în continuare sunt convins că nu țineți cont de acest lucru. Vă rog mult de tot, învățați să descoperiți care este forma feței. Vă uitați în oglindă, am și chiar 2 ochi, așa, și vedeți care este conturul vostru de față și în funcție de asta abordați tunsoarea potrivită. Dacă nu aveți nicio idee despre acest lucru și nici nu vreți să învățați de pe YouTube sau de pe Google, nicio problemă, să știți că stilistul vostru sau frizerul sau barberul vostru este pregătit pentru această conversație și are toate argumentele să-ți explice de ce forma ta de față este așa și care dintre tunsorile pe care ți le dorești ți se potrivesc și care ar fi bine să le ocolești. Asta dacă nu vrei să ajungi la birou sau acasă și să se uite așa la tine un coleg sau prietena, soția și așa mai departe și să spună, așa ai vrut tu să te tunzi? Nu știți pe asta? Așa ai vrut tu? Da. Când ți-a zis cineva chestia asta, fugi înapoi și tunde-te ca lumea. Este simplu. Numărul 3. Pentru toți amatorii de feon, să știți că este foarte important să folosiți o protecție termică. Da, nu doar fetele trebuie să-și protejeze părul și noi trebuie să ne protejăm părul. Așa cum vă spuneam, atunci când este ud, părul este mult mai sensibil și deshidratarea produsă de un feon este foarte rapidă și foarte puternică, iar părul nostru trebuie să fie protejat pentru a îl păstra intact o perioadă cât mai mare de
timp. Știu că ne tundem mai des, știu că nu ne colorăm la fel de des cum o fac fetele, dar să știți că avem nevoie de o protecție termică, mai ales dacă suntem obsedați să ne aranjăm părul cu volum, să fie ciufulit în toate părțile, sau dacă ne place să-l îndreptăm cu placa ca să fie super, super drept. Vă rog, folosiți protecție termică. End of discussion, nu negociem. Numărul 4. Revin la șampon, și anume șamponarea frecventă cu produse incorrecte. Da, știu că vă spuneam că trebuie să spălăm părul de câte ori este nevoie, dar spălat nu înseamnă întotdeauna să aplic și șampon. Să știți că spălat înseamnă și să clătești foarte bine părul cu apă. De exemplu, am făcut duș de dimineață, mi-am spălat părul, mă duc la sport, transpir după masă și mă bag din nou în duș. Nu este necesar din nou să aplic șampon. Puteți să clătiți foarte bine părul cu apă, mai ales dacă nu ați folosit produse de styling. În cazul în care vreți să spălați din nou părul, vă rog, folosiți un șampon hipoalergenic sau ceva pentru utilizare zilnică. Există aceste tipuri de șampon și vă rog să faceți acest lucru. Altfel, părul nu are foarte mult de suferit, mai mult decât că îi luăm uleiurile de care are nevoie și devine puțin mai aspru în timp. Însă pielea capului este în permanență spălată și devine foarte sensibilă în timp. Și este posibil chiar să faceți un exces de sebum sau chiar să faceți o dermatită de contact de la abundența de șampon pe care o folosiți în mod normal, mai ales dacă este ceva cu foarte mult sulfat. Deci foarte mare grijă, folosiți șampoane hipoalergenice sau pentru utilizare frecventă dacă spălați părul foarte, foarte des. Și pe ultimul loc, dar nu pe ultimul rând, adică numărul 5, este prea mult produs, da? Adică să știți că și când vine vorba de păr, less is more se aplică. Văd o grămadă de freze care sunt făcute cu jumătate de tub de gel sau cu tot fixativul pe care îl ai în tub și acest lucru nu este deloc bine. Una la mână că se vede că te-ai străduit, da? Adică ai vrut să impresionezi, asta ca să nu mai zic că de foarte multe ori punem în față gelul și aici uităm că aici nu mai avem păr. Nu mai contează. În față la primărie să fie frumos, că restul satului poate să fie oricum. Da? Deci, când dați un produs de styling, dați-l peste tot, da? Și la ceafă, nu doar în față la breton. Așa. Dar rugămintea mea este să începeți cu câte puțin și să mai adăugați dacă este nevoie. Nu puneți totul așa în palmă și după aia îl trântim aici în cap și după aia nu mai știm ce să mai facem, cum să-l mai pieptănăm și unde să-l mai ducem. Puțin câte puțin construiți, de fapt, coafura sau stilul pe care vreți să îl abordați. Este foarte important și, de asemenea, nu este deloc bine pentru păr să încărcați cu atât de mult produs. Este foarte bine să folosești produse, dar cu cap. Da? Este la fel, dacă vreți, ca la crema antirid. Degeaba îți pui tot tubul de crema antirid pe față, că nu o să scapi de riduri. Contează dacă folosești treptat de-a lungul timpului crema respectivă. La fel și aici, degeaba îți pui tot tubul de fixativ în cap, dacă nu ai reușit să îi dai forma pe care ar trebui să o aibă părul. A fost greu? Nu, n-a fost, vă zic eu că n-a fost greu. Pentru mine e greu că stau și vorbesc atâta cu voi, voi trebuie doar să țineți cont de sfaturile pe care vi le dau. Până data viitoare sunt aici, puteți să-mi scrieți și mie și echipei Glamour România. Cu mare drag o să vă răspundem și nu uitați, aveți grijă de voi. Salut! Spălați-vă pe cap, asta este doar un concurs în România care se spală mai rar pe cap. Cred că avem, serios, nu cred că este mondial, nu cred că câștigăm nicio cupă. Că dragul de el îmi stric și freza de supărare, nu mai pot. Să spună, așa ai vrut tu să te tunzi? Nu știți pe asta? Așa ai vrut tu?